Consiliul Județean a organizat în curtea muzeului întâlnirea copiilor cu Moș Crăciun. Pe scena amplasată în curtea muzeului județean a urcat Tatiana Răduță, ansamblul folcloric Flor de Liliac din Cernătești, Andrada și quartetul Ars Antica, care au susținut un veritabil concert de colinde. Copiii au putut viziona un spectacol de teatru interactiv, Poveste de Crăciun, regizat de Marian Râlea. Pentru a demonstra că au fost cuminți întregul an, copiii au cântat, s-au jucat și au dansat alături de animatori și de personajele preferate din desenele animate. Îi place culoarea roșie, unul în spatele celuilalt, după mine! Alături de președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, Moș Crăciun, și-a făcut apariția aducând în sania lui pachete pentru toți copiii prezenți. Micuții s-au înghesuit care mai de care la pachetele oferite de Moșul cel Bun, iar cei mai norocoși au avut parte și de fotografii alături de acesta. La rândul său, Moș Crăciun le-a dat asigurări că nu îi va uita nici în anii care vin, cerința acestuia fiind ca toți copiii să-și asculte părinții și să obțină rezultate bune la școală. Împreună cu echipa mea de la Consiliul Județean, vă urez vouă tot binele din lume. Așa cum spunea și Moș Crăciun, trebuie să învățați bine la școală, pentru că voi sunteți viitorul de mâine. Să urăm la mulți ani și familiilor voastre, mămicilor, tăticilor, bunicilor, că au grijă de voi și, nu în ultimul rând, profesorilor și educatorilor voștri. Evenimentul, organizat pentru al treilea an consecutiv, s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii. Toată lumea s-a celebrat la jurul Crăciunului. Copiii, părinții și bunicii tremură de emoții așteptate.